Ligia Deca este de părere că problema școlilor cu grup sanitar în curte va fi rezolvată în anul 2024. Ministrul Educației menționează că anual procentul școlilor cu grup sanitar în curte a scăzut. Anul acesta avem alocate fonduri în bugetul Ministerului Educației de aproximativ 30 de milioane de lei, ceea ce acoperă în mare măsură cele sub 200 de unități de învățământ care au grupul sanitar în curte. Vorbim despre un procent de sub 10% față de ce aveam acum câțiva ani, a declarat Ligia Deca, ministrul Educației. La nivelul județului Gorj sunt rare aceste tipuri de toalete, existând doar două cazuri. Nu există la nivelul județului Gorj declarate școli care să aibă clasica toaletă în curte. Au existat două cazuri la Stejar și Albeni, însă aceste situații punctuale sunt în curs de remediere. Au fost alocate fonduri pentru realizarea toaletelor în incinta unităților de învățământ, proiectele fiind în diverse etape de execuție. Ministrul Ligia Deca a mai declarat că anul acesta este un an bun pentru investițiile în școli, în special cele din mediul rural.